Slăvit să numele Domnului! Eu frate și surori, am menționat ceva acum câteva săptămâni despre marele împărat al lui Iuda, Iosia, despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește în capitolele 21 la 23 în a doua carte a și de la capitolele 34 la 35 în a doua carte a cronicilor. Nu vreau să exagerez spunând că doar primii trei împărați ai Regatului Unit, Saul, David și Solomon, primesc mai mult spațiu în cărțile istorice ale Scripturilor. Bineînțeles, Saul, pentru că este primul împărat, o mare parte din istoria lui Saul are de face cu prorocul Samuel și o mare parte din istoria lui Saul are de face cu David și faptul că Saul l-a urmărit pe David. David are o porțiune importantă din scripturi dedicată lui și domniei lui, datorită multelor conflicte și războaie pe care le-a purtat, datorită intrigilor petrecute în familia lui, dar mă gândesc în primul rând datorită faptului că este un om după inima lui Dumnezeu și este etalonul pozitiv de evaluare a tuturor împăraților care au venit după el. Solomon, de asemenea, primește destul de mult spațiu uh, datorită înțelepciunii lui, apoi datorită continuării unor polițe ale tatălui său, rezolvarea unor probleme lăsate deschise de tatăl său David, cum ar fi uh, răzbunarea împotriva lui și răzbunarea împotriva lui Ioab, uh, și probabil tot aici ar putea să uh, aibă un loc și uh, uciderea fratelui său, Adonia, datorită conspirațiilor sale pentru a ajunge pe tronul lui Israel. Însă, odată ce am trecut de, și nu mai vorbesc de zidirea Templului, Odată ce am trecut de acești trei împărați, Saul, David și Solomon, împăratul care primește cea mai mare atenție în partea scripturilor este împăratul Iosia. Numele lui Iosia, venirea lui Iosia pe tronul lui Iuda, apare încă din timpul domniei lui Ieroboam Roboam în întriimpărats capitolul 13 de la versetul 1 spune cuvântul domnului dar iată un om al lui dumnezeu a venit din Iuda la Betel trimis de cuvântul domnului tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să, aibă, să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, și a zis, altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David. Numele lui va fi Iosia. Este prorocit cu numele, un caz unic în monarhia lui Israel și al lui Iuda. El va înjunghia pe tine, pe preoții înălțimilor care artă mâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omul lui Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului împăratul s-a rugat de proroc, se roage ca să-și poată trage mâna înapoi, pentru că rămăsese înțepenit și Dumnezeu l-a ascultat. Nu vreau să intru în alte amănunte, pentru că aici este o altă istorie foarte interesantă și foarte tragică în același timp. Acestui proroc Dumnezeu i-a spus să nu cumva să se oprească pe drum, să nu intre la nimeni, să nu mănânce nimic să-și îndeplinească misiunea și să dispară. Și a ieșit în cale un alt proroc, mai în vârstă, care l-a ademenit, care l-a convins să se oprească din drum, să meargă la el acasă, să-l servească și tot prin prorocul mai în vârstă i-a venit un mesaj, pentru că n a ascultat cuvântul Domnului, va ieși un leu și te va sfâșia. Așa s-a întâmplat, prorocul cel bătrân s-a dus, l-a luat pe acest Oma lui Dumnezeu, l-a înmormântat și a poruncit fiilor lui să îl înmormânteze în același mormânt. Sute de ani mai târziu, în timpul Împăratului Iosia, atunci când Iosia face reformele, intră până și în cimitire cu reformele. I se spune, mormântul acesta este mormântul prorocului care a prorocit despre tine. Și atunci Iosia dă poruncă să nu-i fie atinse oasele, să fie lăsat acolo, în locul lui de odihnă. Iată, acesta este împăratul Iosia despre care s-a prorocit sute de ani înainte. Iosia îl are ca tată pe Amon. Amon este un împărat așa de rău că nu-l suportă, nu, este, nu numai că umblă în căile păgânilor, dar este un om imposibil. Sfetnicii lui conspiră împotriva lui și îl asasinează. Bunicul lui Iosia este Manase. Poate că Manase să nu fie cel mai rău împărat, că s-ar putea să-l întreacă Ahab și cu Izabela. Problema cu Manase este că a domnit 55 de ani și abia în partea a doua a vieții i-a venit un pic mintea la cap și s-a cam pocăit. Dar Manase rămâne unul dintre cei mai idolatri și mai uh, răi împărați pe care i-a avut Israel și Iuda lui Manase este Ezechia. Și acum aș vrea să fac o paranteză aici, ca să vedeți cât de important este modelul pe care îl dăm copiilor noștri, ce văd copiii noștri în noi și ce influență, atât negativă cât și pozitivă, putem să avem. Știți că Ezechia a început foarte bine. Ezechia a fost unul dintre împărații buni până în momentul îmbolnăvirii și vindecării lui, toate au mers bine. De fapt, Ezechia este promotorul, începătorul marilor reforme spirituale pe care avea mai târziu să le îndeplinească strănepotul său, Iosia. Dar ultimii 15 ani de viață sunt o anomalie totală. Pentru că în urma minunii pe care Dumnezeu o face și îl vindecă pe Ezechia, dumneavoastră știți că Ezechia se mândrește și când vin soli din Babilon la el să-l felicite că s-a vindecat, Ezechia nu spune nimic despre Dumnezeu, nu îl mărturisește pe Dumnezeu, ba mai mult, îi duce și le arată comorile, trezoreriile, valorile, lucrurile importante din împărăția sa. Și acum ascultați, în momentul în care este confruntat, știți care este răspunsul lui Ezechia? Cuvântul lui Dumnezeu este bun. Dar despre ce vorbea cuvântul lui Dumnezeu acolo? ce îi spunea lui Ezechia. Ascultați ce îi spune Isaia. Isaia este prorocul care are de face cu momentele importante din viața lui Ezechia. Citim din 2 împărați 20 cu 17. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște și îi vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Asta este prorocia. Ce credeți că spune Ezechia? Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cum spunea un împărat odată, după mine, potopul. Ceva s-a deplasat la nivelul gândirii și pe plan spiritual în viața lui Ezechia. Și în ultimii 15 ani, modelul pe care l-a dat fiului său Manase, n-a mai fost un model bun. Și de aici se naște împărăția plină de răutate, de păgânism, de idolatrie din vremea lui Manase și a fiului său Amon. Ei, în capitolul 22 începe împărăția lui Iosia. Am să citesc două versete și pe urmă ne oprim un pic. Doi împărați 22 cu 1, Iosia avea 8 ani. 8 ani. Când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Edida, fata lui Adaya din Boțcat, una din cetățile lui Iuda. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Despre mulți împărați se spune un blat în care împăratului său David, dar nu într totul. Unii au lăsat înălțimile și nu le-au dărâmat, au avut anumite abateri. Aici spune, nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Ăsta este Iosia. Știu că este o speculație, dar nu cred că este o speculație. În momentul în care un prinț rămânea orfan și ajungea pe tron, știți cine devenea regentă până la vârsta de maturitate a împăratului? Mama lui. Așa se face când timpul împăratului Ioas, care avea șapte ani atunci când a ajuns pe tron, mama lui. A avut toate pârghiile necesare să se intituleze împărăteasă și Ioas a fost ascuns. Până când au reușit să o înlăture pe Atalia, o împărăteasă foarte rea. Asta era oportunitatea lui Edida, care gentă în timpul copilăriei fiului ei, Iosia. Știți ce face această regină mamă? În primul rând, se pare că a avut un caracter total diferit de soțul ei, Amon. A fost apreciată și iubită și a creat în jurul fiului ei o echipă de oameni care îl iubeau pe Dumnezeu și care l-au condus pe Iosia numai la bine. Este vorba de Șafan, Hilchia, prorocița Hulda, un anturaj de elită spirituală pentru Iosia. Dragii mei, nu se spune foarte mult. Se spune numele. Dar această mamă a dat o educație frumoasă fiului ei din fragedă copilărie. Există, știți, ecuațiile cu necunoscute. Am dreptul să cred că semnul de întrebare asupra creșterii lui Iosia, formării lui Iosia, în a-L iubi pe Dumnezeu și în a-L pe Dumnezeu, are de face cu creșterea pe care i-a dat-o mama lui și anturajul pe care ea l-a creat și l-a permis în jurul fiului ei. Iosia Atunci când am plinit 18 ani, gândiți-vă ce face un tânăr la 18 ani. Probabil că merge la calici sau își găsește ceva de lucru. La 18 ani, adolescentul Iosia vede că la casa Domnului sunt de făcut reparații. Împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan Logofătul, fiul lui Ațalia, fiul lui Meșulam, și a zis, suete la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului și să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului. Vă dați seama, când oamenii sunt preocupați cu alte lucruri, Casa lui Dumnezeu rămâne în paragină și nu mă refer la zilele aceste, la zidurile acestea. Le putem întreține, le putem șterge, le putem lustrui, le putem spăla. Casa, din punct de vedere fizic, poate să arate ca un bibelou. Când noi ne ocupăm de alte lucruri și nu de cele duhovnicești, adevărata casa a lui Dumnezeu, intră în paragină, apar stricăciuni, apar ruine. Și Iosia vede lucrul acesta și dă poruncă să se dreagă casa lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Auziți ce zice în versetul 8? Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan Logofătul, am găsit cartea legii în casa Domnului e ușor să spunem că cartea legii a fost pierdută. Cartea legii n-a fost pierdută. Unde au găsit-o? Au găsit-o în casa Domnului. A fost abandonată. Scum frați și surori, trăim vremuri în care oamenii nu mai găsesc scripturile la ei acasă. Sunt pe masă, Sunt în sertare. Sunt în telefoane. Și ar trebui găsite. Și nu sunt. Și tragedia mare este. Biblia Cuvântului Dumnezeu, Cartea Legii. A început să dispară de pe anvoanele noastre. Oi, pe amvon! Se mai citește din ea. Dar nu se predică adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Eu mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu să găsim Cartea Legii. Să o găsim în viețile noastre, să o găsim în casele noastre, să o găsim în biserica noastră de fiecare dată atunci când venim aici. Am ascultat un interviu dureros. Deci, pur și simplu, mi-a fost greu să-l urmăresc. Unul dintre păstorii foarte proeminenți din America a fost chemat la un canal de știri destul de proeminent. Și s-au pus mai multe întrebări. Și una dintre întrebări a avut de-a face cu păcatul. Cu păcate grave. Homosexualitate, avort. Domne, a dansat asta printre cuvinte. mai nu voia să spună că sunt păcate. Până când a sunat o femeie. Știți că noi nu dăm voie la femei să predice în biserică, dar vă rog frumos, dacă l-auziți pe unul din ăsta vorbind prostii la radio sau la televizor sau, mă rog, aflați, vă dau eu voie să sunați și să-l să, să faceți de râsul pământului. L-a luat femeia la întrebări și l-a înjosit. S-a făcut asta roșu. Ca focului. Cine credeți că îl ia pe lopată? Jurnalistul. Și spune, eu zic, a zis femeia asta. Tu nu crezi că ceva ar fi păcat? Care a spus, da, 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 are dreptate, sunt de acord cu ea. Deci înseamnă că asta e păcat și că ăștia care fac așa să ducă în iad și nu mântuiți? Zice, nu e mesajul meu ăsta. N-am fost chemat să predic mesajul ăsta. Frați și surori, unul din testele pe care trebuie să-l aplicați, predicatorilor pe care îi ascultați, este care sunt părțile din scriptură pe care le evită. De ce? Pentru că Pavel spunea, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul. Dumnezeu nu ne-a dat un adevăr pentru Cristian Ionescu, un adevăr pentru Adrian Tișă, un adevăr pentru Doru Gârboan și pentru ceilalți păstor, fiecare cu adevărul lui, cu partea lui de adevăr. Nu ne-a făcut specialiști într-o anumită dimensiune a adevărului. Fiecare dintre noi suntem chemați să predicăm tot adevărul. ca așa mărturisim și dacă mergem la tribunal. Jur să spun adevărul, tot adevărul și numai adevărul. Însă ar trebui să fie juruința fiecărui om care predică cuvântul lui Dumnezeu. No, nu, nu ni s-au îngredințat segmente. Predicatorii despre credință, predicatorii despre prosperitate, predicatorii fiecare cu specialitatea lui. Nu există așa ceva! există așa ceva. Toți predicatorii trebuie să predice toată Biblia. Ei, cartea legii este găsită. O aduc împăratului și fiți atenți ce se întâmplă. Imaginea asta este de-a dreptul cutremurătoare au adus cartea legii. Împăratul ăsta a trăit 18 ani fără să-i se citească din Biblie. Doar ce a auzit de la mama lui, doar ce a auzit de la anturajul lui de oameni cărora le era teamă de Dumnezeu, dar care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu potrivit cărții legii, și vin și citesc cartea legii înaintea lui. Este probabil unul dintre momentele cele mai dramatice din istoria târzie a lui Iuda. Versetul 11 din 2 Împărați 22, când a auzit împăratul cuvintele din Cartea Legii, și-a sfârșit haine. Și împăratul a dat porunca aceasta împăratului propriotului Hilchia, lui Iachiham, fiul lui Șafan, lui Iacbor, fiul lui Mica, lui Șafan Logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Când mă uit la generația tânără, Și trebuie să recunoaștem că la ora actuală există o generație în bisericile noastre, care, datorită obsesiei cu succesul de a strânge oameni, de a avea aprobările oamenilor, s-au întors cu spatele la Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, este o generație tânără în mișcarea noastră care se bucură grozav de toate indulgențele. Toleranțele și îngăduințele care le sunt date de această generație mai în vârstă decât ei. Rugămintea mea înaintea lui Dumnezeu este ca generația asta tânără să îl ia în serios pe Dumnezeu. Și, dragi tineri, nu acceptați să vină oamenii mai în vârstă ca voi și să vă convingă că se poate mai ușor cu pocăința, mai relaxat. Vă rog să vă răzvrătiți împotriva părinților voștri și împotriva păstorilor voștri, împotriva conducătorilor voștri, atunci când nu vă predică Evanghelia așa cum este scris aici. Iosia a spus, legea lui Dumnezeu ne-a dat niște porunci. Și părinții noștri ne-au dat îngăduințe și au ascuns cartea legii. Noi ne întoarcem la Scriptură, la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă eu aș veni aici și v-aș spune, dar vă rog frumos de săptămâna viitoare să vă atârne cercei și să vă vopsiți părul în toate culorile, să veniți la mine și să-mi spui, să spuneți, auzi frate, du-te acasă. Du-te acasă! Pentru că ascultați, părinții le-au dat îngăduințe, părinții au neglijat cartea lui Dumnezeu, Biblia. Știți cine a plătit? copiii, nepoții și strănepoții lor. Și Iosia a spus, știți ceva? Îi respectăm, e mama și tata. Ne-au dat viață, Dumnezeu prin ei ne-a binecuvântat cu viață, ne-au îmbrăcat, ne-au dat de mâncare, vă mulțumim frumos. Dar noi nu suntem de acord să trăim blestemele cărții legii pe care ei au abandonat-o, n-au mai predicat-o. De ce n-au predicat-o fraților? De ce n-au predicat-o? Că Biblia spune și de ce nu se predică aceste lucruri în bisericile noastre. Și arătăm ca niște oameni ciudați, ca niște oameni fără minte când predicăm aceste lucruri. Dacă dăm un comunicat ce-i apucat iarăși peștea? S-au adunat 13 pastori și au stat două zile de dimineața până seara evaluând starea spirituală a bisericilor. Au găsit că sunt niște lucruri care nu trebuie să se facă și sunt niște lucruri care trebuie să se facă. Au dat un comunicat și acum ne zic, Ce-i apucat, domnule, pe ce ne-a ne apucat scripturile fraților? Astea ne-au apucat. Au zis ce spune în Maleahii, capitolul 2 de la versetul 1, acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul Oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema bine cuvântările voastre, da, am și blestemat, pentru că nu aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Ascultați versetul 7 căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Frați și surori, noi nu vă reprezentăm pe voi înaintea lui Dumnezeu, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu înaintea voastră. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul Oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Ce înseamnă asta? Mă uit și spun despre asta, nu vorbesc că-l supăr pe cutare, despre asta nu-l vorbesc că se supără cutare și ajung să nu mai vorbesc despre nimic. Când de fapt, scumpii mei, știți că sabia asta are două tăișuri. Când tai în față, în egală măsură taie și în spate. disprețul pe care acești oameni le experimentează de la popor se vede de multe ori și l-am văzut de multe ori și sunt istorii triste de oameni mari care erau pe înălțimi care erau bine văzuți și datorită îngăduințelor, datorită libertăților, datorită transformării harului într o cale a Desfrânării, datorită încălcării principiilor sfinte cu privire la cele mai mici lucruri și mai târziu la altele mai mari, au decăzut. Și au părăsit tocmai oamenii cărora le-au dat aceste îngăduințe. Asta e disprețul pe care poți să-l aștepți. Nu este o dezamăgire mai mare decât să cauți la fața omului și omul la fața căruia ai căutat să-ți întoarcă spatele. Asta e blestemul lui Dumnezeu. Atunci când nu aducem legea curată, cuvântul curat al lui Dumnezeu în fața poporului. Acum vorbim despre Iosia a nimicit închinarea la idoli, a nimicit altarele idolești, a înlăturat din țară Dumnezeii străini, a purificat țara de păgâni și de idolatrii, a reinstaurat poruncile și sărbătorile sfinte exact după lege ca în timpul lui Moise Sharon, Aron și are un moment de lapsus. Este o lege în Levitic că dacă vei face asta și asta, nu va da Dumnezeu voie să treacă sabia străinului prin țară. Cum o fi interpretat Iosia paragraful acesta, cert este că după 31 de ani de domnie de mare succes spiritual, când poporul lui Iuda a fost înviorat, a fost reformat spiritual și a ajuns pe cele mai înalte culme în tot timpul împărățiilor lui Israel și Iuda divizate. Este momentul de vârf, de apogeu spiritual. Faraonul Neco primește o comandă din partea lui Dumnezeu să se grăbească și să meargă la Carchemish. Pentru a purta un război acolo. Și Iosia îi iese în cale cu armata și nu-i să treacă prin țară. Și Neco spune, lasă-mă, te rog frumos, pentru că Dumnezeu mi-a poruncit să mă grăbesc. Mi-a poruncit să mă grăbesc. Trebuie să ajung la timp. Timpul este de esență în campania mea militară. Ce este Carchemiș? În perioada respectivă a lui Iosia, Imperiul Asirian, care a fost marea putere mondială, și știți că Israelul, împărăția lui Israel a fost cucerită și dusă în diaspora de ei. A apus, puterea i-a apus. S-au ridicat babilonienii pe de-o parte și în umbra lor medopersanii care mai târziu aveau să devină puterea globală a regiunii. Ei au cucerit două din capitalele asirienilor, au cucerit prima capitală, s-au mutat în altă capitală, a fost cucerită și aceea și s-au mutat la Carchemish. Asta a devenit capitala Asiriei. Normal că Babilonul nu putea să facă planuri împotriva lui Iuda și împotriva Egiptului, împotriva celorlalți cu asirienii, nu în strălucirea pe care au avut o altă dată, dar totuși o putere de luat în seamă pentru că le-ar fi stat în spate. Și Babilonul a hotărât sub conducerea la vremea respectivă a generalului și probabil co-imperator Nebucadnețar să cucerească Carchemișul și să stingă, să distrugă complet împărăția Asiriei. Neco este trimis de Dumnezeu împotriva Asiriei. Așa spune. Istoricii spun că, de fapt, el a mers împotriva Babilonului. Eu tind să dau dreptate Scripturii. Se crea un vid de putere pe care Neco a vrut să-l exploateze. Ori mergând să cucerească el primul carchemișul și să înglobeze puterea Siriei, că totuși acolo era vorba de armate, era vorba de oameni, era vorba de resurse, era vorba de bogății, adică voia să o ia înaintea babilonienilor. Și de aceea se grăbea să ajungă la Carchemiș, să lupte cu asirienii, să cucerească capitala Asiriei și el să fie cel care să pună stăpânire peste asirieni. În cel mai rău caz, dacă chiar n-ajungea suficient de repede, să facă o alianță cu asirienii și să lupte împreună împotriva dușmanului mai periculos și mai mare, care la vremea respectivă era Babilonul. Iosia nu ascultă. Ce s-ar fi întâmplat dacă planul lui Neco era adus la îndeplinire, dacă ajungea la timp, dacă cucerea carchemișul sau se alia cu Asirie. Este foarte probabil că Babilonul tot ar fi ajuns în top, pentru că era voia lui Dumnezeu și pentru că era prorocit lucrul acesta. Dar s-ar fi întâmplat un pic mai târziu. De ce s-ar fi întâmplat un pic mai târziu și nu atunci imediat? Ascultați! Când el trimite să întrebe pe prorocița Hulda, despre el și viitorul lui. Ascultați ce spune de la versetul 14. Preotul Hilchia, Ahikam, Akbor, Shafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tikva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în celălalt cartier al cetății. După ce i-au vorbit, i le-a zis. Doi împărați, capitolul 22, versetul 15. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care va trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem. Și pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea, eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Și au adus lui Iosia acest răspuns. Acum, într-adevăr, Iosia n-a văzut nenorocirile, dar n-a fost adăugat în pace. Moartea lui a fost o moarte cutremurătoare, tragică. Spune Biblia că s-a dus împotriva lui Neco în Valea Megido. Acolo l-a întâmpinat. Este un loc foarte cunoscut pentru multele războaie care au avut loc și care vor mai avea loc în vremea sfârșitului. Când s-a dus la luptă, spune Biblia că și-a schimbat hainele. Mai știți un împărat care și-a schimbat hainele atunci când a mers la război? Cine? Ahab. Știți că Ahab este cel mai rău împărat? Ahab este un împărat care spune, Ilie, te-ai vândut ca să faci ce este rău. Nu uitați de răutatea lui, toate șansele pe care i le-a dat Dumnezeu să fie un împărat mare. Ahab este cel mai rău împărat pe care l-a avut Israelul. Ahab și-a schimbat hainele atunci când a mers împreună cu Iosafat la război. Iosia și-a schimbat hainele atunci când a mers la război împotriva lui Nego. Ce s-a întâmplat cu Iosia? Un arcaș a tras o săgeată la întâmplare. Și săgeata aceea l-a nimerit pe Iosia. Mai știți un împărat care a fost omorât în felul acesta? Ahab. Aici se oprește comparația. Ahab este lăsat în car până la sfințitul soarelui și câinii lângă sângele ca să se împlinească blestemul rostit împotriva lui și împotriva lui Izabela datorită idolatriilor, dar și datorită crimei comise împotriva lui Nabot. Iosia este luat și pus într-un car al lui, este dus în Ierusalim, este gelit de tot poporul și este înmormântat în mormântul părinților lui. Dragii mei, de asta trebuie să fim foarte atenți când analizăm moartea unui om. Pentru că aici mor doi oameni, un criminal, un apostat, un idolatru și un sfânt. Și amândoi mor la fel. Dar unul este luat în brațe de însuși Dumnezeu, celălalt este aruncat în pulbere istoriei. Asta zice Biblia: Să nu judecăm nimic înainte de vreme. Sunt lucruri pe care le putem judeca greșit înainte de vreme. Așa au judecat și moartea Domnului Isus Hristos, pentru că l-au comparat cu toți cei care au fost răstigniți. Și spune, blestemat este cel care este răstignit pe lemn. Isaia spune, noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu. Să fim foarte atenți când evaluăm chiar tragediile din viața oamenilor. Vă aduc aminte de ce i s-a întâmplat lui Ezechiel, când Dumnezeu l-a făcut un model pentru popor. Și a spus, printr-o lovitură am să-ți răpesc ce ai mai scump înaintea ochilor. Dimineața vorbeam poporului și până seara mi-a murit nevasta. Și Dumnezeu a spus să nu cumva să îndeplinești ritualurile care se îndeplinesc la înmormântări. Ei până atunci mergeau să-l asculte pe Ezechiel, că erau falși și erau ipocriți și mergeau în fiecare zi la zidurile cetății să asculte un cuvânt din partea Domnului. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, Ezechiel, tu pentru ei ești un cântăresc plăcut, ei vin în fiecare zi la zidurile cetății și spun să ascultăm un cuvânt al Domnului, dar să știi că ei pe urmă se duc și trăiesc tot cum vor ei. Și acum Dumnezeu vrea să-l facă semn pe Ezechiel. Și când poporul vede că prorocul care trebuia să aibă stăpânire asupra ritualurilor, asupra poruncilor, nu respectă nimic, vin la el și îl întreabă, ești cu mortul pe masă? Unde sunt hainele de doliu? Unde este jalea? Și atunci vine cuvântul Domnului și spune când vor veni toate nenorocirile peste țara aceasta, ăștia veți fi voi. Vă vor lua pe sus, nici nu veți avea timp să vă înmormântați morții, nici nu veți avea timp să-i jeliți și nici să îndepliniți ritualurile de înmormântare. Vor rămâne culcați pe ulițe! Există momente în care Dumnezeu se folosește de o tragedie să vorbească. De aceea trebuie să fim foarte atenți înainte de a judeca ce și cum se întâmplă în viața unui om. Știți că prietenii lui Iov au venit la el și au spus, există o singură explicație. Tu ai comis vreun păcat oribil, ai un păcat grav și ascuns în viața ta. Vorbeau fără să știe. Nici eu n-a Dar ascultați, în vreme ce scopul lui Dumnezeu pentru prietenia lor cu Iov era să-i dea sprijin și ajutor și suport, că până și nevasta lui l-a părăsit emoțional și n-a știut cum să îl ajute în tragedia lui. Și că Biblia spune că omul nenorocit are drept la mila prietenilor lui. S-au dus să-l judece, neștiind că Iov apăra onoarea lui Dumnezeu. Și la sfârșit, să-i fi ferit Dumnezeu să n-aducă Iov jertfe pentru ei și să roage pentru ei să ierte Dumnezeu Că așa cât au crezut ei că l apără pe Dumnezeu. Iar fi prăbădit. Pentru că în toată acea situație, singurul care a vorbit drept despre Dumnezeu a, a fost Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. În toată cartea lui Iov nu există cuvinte care să-l reflecte să-l onoreze, să-l cinstească și să-l descrie mai bine pe Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să mă opresc aici spunându-vă următorul lucru. Nu știm care ar fi fost potențialul maxim al împăratului Iosia. A murit înainte de vreme, a murit la aproximativ 39 de ani. Stai de multe ori și te gândești cât de multe lucruri putea să mai realizeze acest om dacă mai trăia. Uneori aproape că ne indignăm știind că Domnul Iisus Hristos a murit la 33 de ani și ceva. Dacă ar fi trăit un 50 de ani măcar sau 70 de ani, Câte alte minuni ar fi putut să facă? Încă înainte de el, moare tânărul Ioan botezătorul cu capul pe farfurie. În Biserica Primară se ridică marele apărător al credinței, apologet și om de care Dumnezeu se folosește cu mari minuni, Ștefan și apucă să țină o predică. Una dintre cele mai frumoase și mai subline predici. sufuria furia pietrelor cade răpus. Niciodată să nu ne pară rău de felul în care lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu greșește niciodată. Și chiar dacă Iosia a trebuit să plătească nebunia lui de moment, avea toate motivele să spună, Neco e un faraon egiptean, este un păgân. De când vorbește Dumnezeu cu Neco și prin Neco? Am cuvânt că am pus mâna pe cartea legii, străinul nu va trece prin țară ne înțelegând de fapt contextul mai amplu al acelui verset, dar avea un verset acolo de care putea să se agațe. Mai putea să spună, aici trebuie să fim foarte atenți, frați și surori, că noi avem multe făgăduințe prin Duhul Sfânt. Eu am o făgăduință prin Duhul Sfânt, că mă voi duce în pace, în liniște, în mormintele părinților mei. Mă duc la război, îl bat pe Neco și le arăt eu cine este Iuda împreună cu Dumnezeu. Că n-are cum să mi se întâmple ceva, pentru că eu am o prorocie pe care mă bazez. A fost o adevărată prorocie? Da! Dar Iosia a murit mai devreme, mai tânăr. Știți că Biblia spune că se poate muri mai devreme. Că vă uitați în 1 Corinteni, de vorba despre cina Domnului spune, cine se apropie în mod nevrednic de masa Domnului, ce de aceea sunt printre voi bolnavi și nu puțini, dorm. Aici nu e vorba de somn spiritual. Pentru că ei deja dormeau spiritual, împărtășindu-se în mod nevrednic. Dormitul spiritual este cauza și dormitul de veci este consecința. Și Biblia spune că Dumnezeu ne judecă acum și ne judecă prin anumite suferințe și uneori chiar îngăduie să vină solul morții ca să nu fim judecați odată cu lumea. Dumnezeu își încheie conturile cu noi și ne trece prin focul purificării aici ca să avem parte cu El în eternitate. De aceea niciodată să nu ne gândim decât la un singur lucru că Dumnezeu își apără adevărul, că până la urmă adevărații oamenii lui Dumnezeu ajung în slavă și ajung în lista eroilor credinței și că primul și cel mai important plan al lui Dumnezeu cu privire la viața noastră este să ajungem în glorie, în împărăția Lui și mai puțin toate celelalte lucruri care de multe ori ne ocupă și ne obsedează aproape aici pe pământ. Ar trebui să trăim dând încă o dată o învățătură bună copiilor noștri, rostind încă o predică, cântând încă o cântare. Și dacă e ultima, fie. Fie. Haideți să ne ridicăm în picioare. Din toate lucrurile pe care le-am spus, aș vrea să ne concentrăm în rugăciunea aceasta la unul: Să ne dea Dumnezeu înțelepciunea și puterea să găsim cartea, să o iubim, să o citim și să o împlinim și să o respectăm din copertă în copertă, pentru ca să avem parte de binecuvântările ei. Ne rugăm cu toții!